mari autorități, ne-am arătat din nou un Sfântul Altar în această duminică, deoarece avem un motiv pentru care să se mulțumim lui Dumnezeu. Suntem în anul centenarul Marii din anul 1918, și celebrăm memoria Eroilor din satul nostru, care au murit pe drumul de luptă în primul război mondial. La temerea tuturor popoarelor stau adevărați titani, mari eroi, plini de credință și de curaj, care considerând iubirea față de totul popor, de patrie și de barba strămoșească, ne-au lăsat o sfântă moștenire prin jertfele lor. Spuneam de drept despre scopar, prea sfințitul, pentru pierdere episcopeiași. Să lăsăm pentru Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, rugăciunea noastră de laudă și mulțumire pentru înaintașii noștri, care trăiesc și astăzi în memoria noastră. Fraților, este noastră, pe care vreau să vă mulțumim celelalte în această sfântă liturghie.
Cât de important este religios în mod
învățătura pe care Hristos ne-o transmite astăzi. Și este important nu doar pentru preoți și oameni politici, este important pentru fiecare om în parte. Acum vreo 20 de ani, pe când era pastor, Ioan poate fi de preoți, dar noi suntem preoți, noi suntem și profesori.
Dar este religioasă, procedura lui Hristos nu este exclusivistă, nu se adresa doar faptelor și preoților sau măicuțelor. Învățătura lui Hristos este pentru fiecare creștin în parte, pentru fiecare copil, tânăr și adult, pentru cei căsătoriți și pentru cei care nu sunt căsătoriți. Învățătura lui Hristos este universală, pentru că universală este chemarea Thank you.
mod obligatoriu trebuie să aibă drept de sfor unirea noastră în Iisus Hristos. Pentru că sunt mulți care fac faptul lume doar pentru a fi văzut și pentru a avea de jos sau de seară. Dar acele faptul nu au nimic creștinesc în ele. Sunt făcute, cum spunem noi, de o divinie. E bine, dragi religioși, trebuie să facem faptele de nu de o divinie, ci de dragul. Dragul. Este o mică mare diferență. Atunci când cineva face ceva de un cuiva, copiii din acest de ochi părinților, nu vine de dragul părinților, însă părinții fac sacrificii de dragul copiilor. Aceasta este marea diferență, chemarea la sfârșire. Și apoi, dacă se întâmplă să mă atunci și la Dumnezeu sau pe țeară, nu trebuie neapărat să facem mix în fața noastră, dar să fie o consecință a faptului noastre bune și o urmare consecventă, frumoasă, până la o logică a vieții noastre creștinești. Dar, repede, să nu facem niciodată nimic de ochii cuiva, nici măcar de ochii lui Dumnezeu, pentru că ne înșelăm că nu ești. Iar dacă trebuie să facem mari, să nu uităm niciodată, trebuie să ne vedem clar, să ne spălăm picioarele unii altora. Thank you.
Yeah.
Thank you.
momentele ne-am întors la noi iubiri, a fost 100 de ani și cred că între noi sunt mulți care au bunici, străbunici, care și-au dat viața pentru această omul, această comunitate, pentru patrie, pentru familie și pentru pace. Jertfa Sfintei Liturghii este aducere de mulțumire, este sărbătoare. De aceea sărbătoare continuă și mulțumim tuturor celor care au făcut una plăcere și expoziție să participe la această sărbătoare, în special autorităților locale, văd primarii din comunitățile de împrejur, văd mai multe autorități locale și centrale și, bineînțeles, și cei care au fost la far, ea fi celebrată de primele parte a Jorgei, cred că la fel nu trecând prin fața comunei, prin fața primării și prin fața bisericii noastre, se trepta de multe ori spre ajutere. Pentru un timp a fost pară o trecut la ajutere. Și avem bucuria și mulțumim că a fost prezent comunitatea noastră. De asemenea, îi mulțumim și Ministrului Episcopal, preasfințitul la Sfințirea Bisericii, când a fost să fie nici la primisile părintele doctor Slujba, care prin meditația lui ne-a invitat să slujim pentru a deveni primar. Și cred că fiecare dintre noi dorește acest lucru. Dar avem multe lucruri ca să devenim aici. Mulțumesc de asemenea oricelor care sunt adoptat, fizatul pe care le dăm așa și continuăm sărbătoarea noastră, Sfințirea Monumentului din fața așa cum la biserică, prin procesul. Acum se va termina jertfa Sfintei Liturghii și de ce nu, astăzi nu se va termina. Pentru că jertfa Sfintei Liturghii este sărbătoare, este comuniune, este bucurie. Împărat, cu Tatălui Ceresc mărirea,
iar nouă viața ne-ai redat. Tu ai luat a noastră fire, partea și morții te-ai supus. Și ai mințirea dușmanilor, pe cer pe moartea ne-a adus. Iisuse Dumnezeu puternic, din marele mister pascal, îi relândim de aceea care pierdea rășarul baptismal. Mereu cu gardela aprinsă, constat în așteptarea ta, și atunci când vei veni la muncă, voioși te vom întâmpina. Primește-ne la ta lumină, prea dreptule judecător, cu tine să-L vedem pe Tatăl, ca și pe Duhul Sfințitor. Pe slujitorii tăi, Iisuse, care din lume au plecat, condu-ne și ca lumină, să te slăvească neîncetat. Fraților preiubiți, priviți astăzi pe acest moment, vedem sus Sfânta Cruce. Vrem să binecuvântăm acest moment de mod solemn, să cinstim în credință Darul Dumnezeu, prin care Misterul Crucii a devenit sacrament al îndurării dumnezeiești și a iubirii față de oameni. Privind crucea, să ne amintim că pe ea s-a împlinit jertfa mântuirii, prin care Hristos a iubit și iubește Biserica, adică poporul Său. Salutând crucea, acest moment prin care Hristos este prezent în mijlocul nostru, să ne reamintim că înlăturând orice dezbinare prin sângele Său, Hristos a făcut din diferitele neamuri un singur popor al lui Dumnezeu. Venerând crucea, să ne gândim că noi suntem și ne mărturisim drept și cu ai Săi, purtându-ne și noi crucea zilnică, urmându-L cu generozitate, cum au știut să o facă dintre eroii noștri. Să ne străduim așadar, să participăm cu luarea minte la această celebrare, pentru ca Misterul Crucii așezat pe acest moment să ne dezvăluie mai puternic și să putem cunoaște mai bine semnificația Lui. Să ascultăm acum cuvântul Domnului. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Filipeni. Să aveți în voi acea atitudine care este în Hristos Iisus. El, fiind din fire Dumnezeu, nu a considerat un beneficiu propriu că este egal cu Dumnezeu, dar s-a descuiat pe sine luând firea sclavului, devenind asemenea oamenilor, iar după felul lui de a fi, a fost aflat ca un om. S-a umilit pe sine făcându-se ascultător până la moarte și încă până la moarte pe cruce. Pentru aceasta și Dumnezeu l-a înălțat și a dăruit numele, care este mai presus de orice alt nume, pentru ca numele lui Iisus să se trece tot genunchiul, al celor din ceruri, al celor de pe pământ și al celor de vesut. Și orice limbă să dea mărturie că Iisus Hristos este Domn, spre gloria lui Dumnezeu Tatăl. Cuvântul Domnului. Te rugăm, Doamne, Părinte Sfânt, care din verșurile iubirii tale ne-ai oferit calea mântuirii și a vieții pe remul crucii, din care omul spusese pieirea și moartea. Deci Domnul Iisus, preot învățător și rege, când a venit ceasul trecerii sale, s-a rugat de bunăvoie pe remul crucii și l-a făcut tron al slavii sale, altar de jertfă, ampon al adevărului, temelia amintirii, moment de aducere aminte. Acolo, înălțându-se de la pământ, a triumfat asupra dușmanului din vechime și, împurpurat de sângele Său, a luat prin suferință totul asupra Sa. Acolo, cu brațele deschise, ți-a adus Tatăl ofrandă vieții sale și ne-a oferit puterea mântuitoare. Acolo, murind, a învățat ceea ce ne scrise prin cuvânt, că bobul de greu îngropat aduce roade multe dacă moare în pământ. Te rugăm așadar, Doamne, pentru credincioșii Tăi,
care venerează acest monument al mântuirii, ca ei să dobândească acele roade ale răscumpărării pe care Iisus Hristos le-a câștigat prin pătimirea sa pe cruce. Din ea se soartă mântuire necas, spre ea să alerge cu încredere primejdii și întăriți de puterea ei să străbată nevătămați scărările lumii, până ce tu, Părinte, îi vei primi în împărăția cerurilor, pe cei care și-au dat viața iubindu-te pe tine. Toți cei care se află înscriși pe acest monument au privit și acum sunt sub umbra crucii acestui monument. Doamne, te rugăm, privește spre acest monument însemnat cu semnul crucii, pe el să fie monument al binecuvântării, al aducerii aminte, logodihnă și speranță. Aici inimile noastre să găsească mânduiere, aici să-i amintim pe cei care ne-au iubit și și-au dat viața pentru noi. Aici să ne întărim în credință și să primim curaj pentru împlinirea menirii noastre. Pe tine te lăudăm așadar, Doamne, și de la tine așteptăm mânduiere, ocrotire și binecuvântare asupra întregii țări, asupra întregului popor și asupra acestei comunități. Răsplătește, Doamne, pe toți eroii noștri, pe toți cei care și-au dat viața pentru credință, familie, patrie și pentru unirea tuturor într-o singură familie, tu care viețuiești și dormești în vecii vecilor. Amin. Doamne, îndură-te de ei! Hristoase, îndură-te de ei! Doamne, îndură-te de ei! Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Bucură-te, Marie! Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul Duhului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Pe cum era la început și acum și în pururea și în vecii vecilor. Amin. Cred că răscumpărătorul meu trăiește, Sfinților așa din urmă din pământ voi învia. Și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu Mântuitor meu. Eu însumi îl voi vedea și nu altul, și ochii mei îl vor privi. Și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu Mântuitor. Asta este speranța care se află în adâncul inimii mele. Și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu Mântuitorul meu. Doamne, îndură-te de ei! Hristoase, îndură-te de ei! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pe cum era la început și acum și în pururea și în vecii vecilor. Dumnezeule Părinte atotputernic, Tu ne dai tărie prin miserul crucii și încredere prin învierea Fiului Tău. Te rugăm ca prin acest mister să-i dezvești pe frații noștri și pe toți eroii noștri decedați și să-i primești în ceata leșilor Tăi, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Odihna cea veșnică dărilor, Doamne, lumina cea care e sfârșit să-i se lucească, să se odihnească în pace. Amin. Domnul să fie cu voi și cu Duhul Tău. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Liturghia s-a sfârșit, dar ceremonia noastră va continua.
Dragi cetățeni ai Comunei Tămășeni, satul Aniversar, stimați invitați, mă bucur că astăzi suntem împreună pentru a sărbători ziua Comunei, dar și pentru făptirea Marii Unii. La 100 de ani de la Marea Unire, ne aducem aminte că avem datoria morală de a cinsti memoria celor care au făcut tot posibilul să existe România Mare. Îmi doresc ca în acest an centenar să fim uniți, să cumulăm toate puterile noastre pentru binele comun, pentru binele fiecare dintre noi, să facem împreună echipă constructivă cu proiecte și realizări frumoase. Sărbătorim astăzi, este o datoria noastră a tuturor de a-i comemora pe toți strămoșii și eroii noștri căzuți pe câmpul de luptă, bucurându-ne și noi de victoria lor și împărtuirea Marii Unii. Iar acum, pentru a marca cu mai multă recunoștință și solemnitate această sărbătoare, împreună cu Consiliul Local al Comunei Tămășeni, am hotărât de a acorda titlul de cetățean cu onoare câtorva oameni din comunitatea noastră, pe care îi stimăm și fac cinste comunei noastre prin abilitățile desfășurate de către ei de-a lungul timpului. Și aceștia îi vom invita în față și ne vom mâna aceste diplome de onoare. Se acordă titlul cetățean de onoare Părintele Adamus Dumitru pentru începerea lucrării Bisericii Coborârea Duhului Sfânt din satul Ajuden și pentru îmbunătățirea simțitoare a condițiilor de grație a locuitorului satului. Post-mortem. Părintele de la Ajuden. Familiei Gașpan, Ioan și Maria, pentru viața socială activă în comunitate și pentru dăruirea celor 4 preoți din cei 9 copii ai familiei. Thank you.
domnului Băcăoanu Andrei Mare pentru rezultate deosebite obținute în urma participării la competițiile sportive. Domnul vicepreședinte
primar și domnul primar. Cred că în încheiere, citind în biserică, un paragraf ar trebui să-l aduc cu aproximație, sper să reușesc, în memorie. Amintiți-vă de conducătorii care v-au vorbit respectând cuvântul lui Dumnezeu. Iar dacă considerați împlinirea vieții lor, urmați-vă credința conducătorilor lor. Cred că un astfel de om este domnul primar. Eu l-am cunoscut ca o persoană vrednică, loială și credincioasă. Și l-am cunoscut ca un om care își iubește comunitatea și echipa cu care a pornit la drum. Vreau să-i urez și lui și prin această urare să vă urez și dumneavoastră, să aveți forță să mergeți mai departe și să ne vedem cu bine de fiecare dată, nu doar la evenimente festive, ci la fiecare moment important din viața comunității și a fiecărui om din comunitate. Felicitări, succes și Doamne ajută! Mulțumesc frumos! Bye.
suntem sărați plini de nevoi, Doamne, ocrotește pe român! Suntem sărați plini de amar, plânsul nostru în zadar, Doamne, ocrotește pe român! Săracă țară bogată, mult ai trăit supărată, Doamne, ocrotește pe român! Doamne, ocrotește amarul sur, plânsul nostru-i tot mai sur, Doamne, ocrotește pe român! Transilvania mea sfântă, de mulți ai fost tu dorită, Doamne, ocrotește pe român! Mereu nostru ardealul sfânt, de când suntem pe pământ, Doamne, ocrotește pe
Yeah.
și doamnelor director pentru implicare și copilașilor care au suportat și prin conflict. Vreau să mulțumesc încă o dată părinților care au celebrat Sfânta Liturghie, tuturor invitaților, consilierilor județeni, consilierilor locali, primarilor care au fost astăzi alături de mine și de noi. Mulțumesc întregii comunități care ne-ați suportat și sper să fi fost o sărbătoare cât frumoasă. Este prima ediție anul 2018, sperăm ca și în ceilalți ani să continuăm cu ediția 2, 3, 4 și așa mai departe. Să păstrăm această tradiție și să ne amintim de strămoșii noștri care și-au dat viața pentru ca noi astăzi să fim ceea ce suntem, liberi și o Românie mare. La ora 17, respectiv 5 după amiază, de la ora 17 la 18, vor cânta doi artiști, Mioara Melicu, de la 17 la 18 și Viorica Macovei, de la ora 18 la ora 19. Vă așteptăm cu drag în parc, toată lumea să vină la ora să ne distrăviți, să ne frumoasă, chiar dacă este la ora plătit, dacă nu la ora este frumoasă. Mulțumesc încă o dată tuturor și să aveți o zi frumoasă!